Pentru dezvoltarea infrastructurii turistice din zona cheilor Bicazului, cu încadrarea în strategia de dezvoltare durabilă, Consiliul Județean Neamț a inițiat un plan urbanistic zonal cu următoarele obiective ce se vor realiza etapizat. Succes. Asigurarea cadrului de desfășurare a unui comerț civilizat prin reorganizarea și reabilitarea construcțiilor existente, dezafectarea chioșcilor cu comerț din zona propriu-zisă a cheilor, parcările 3, 4 și 5, realizarea de alei pietonale și mobilier urban, bănci, coșuri de gunoi, panouri de informare, reabilitarea unui clădiri cu rolul de centru de informare și documentare turistică, punerea în valoare a potențialului turistic, prin amenajarea parcărilor existente, dezvoltarea infrastructurii turistice. Construirea rețelei electrice de iluminat public până la parcarea 2 și la parcarea 7, fără a intra în chei, fiindcă dumnealor au spus următorul lucru. Nu iluminăm cei 4 km. Am zis și noi, haideți să începem și acest proces de modernizare a cheilor Bicazului, prin realizarea unei infrastructuri turistice. Acceptăm momentan ca cheile Bicazului pe acea porțiune să nu fie iluminate decât parcarea 2 și parcarea 7, dar să pornim o leagă. Pentru această investiție astfel importantă care vizează dezvoltarea turismului Neamț, au fost obținute avize de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov, Ministerul Apărării Statului Major General, Rom Silva, Ion Moldova, Rom Telecom, Direcția Sănătate Publică, Administrația Națională a Apelor României, Neamț. Ei, ne lipsește un singur aviz, Consiliul Științific Tratat Național Cheile Bicazului, care refuză sistematic să dea acest aviz. S-au făcut o serie de demersuri. În 3-8-2010 am trimis puzul și raportul de mediu către Consiliul Științific Cheile Bicazului Hășmaș. Am primit după 2 luni de zile un răspuns prin care mi se cer noi clarificări, au fost făcute noile clarificări, dar au fost respinse, documentația invocându-se aceleași probleme. Probleme invocate. Limita teritoriului administrativ al județului Neamț cu județul Arghita stabilită prin legea 268 și recunoscută de oficiile de cadastru Neamț și Arghita, dar nerecunoscută de unii membri ai Consiliului Științific. Apartenența la teritoriul parcului a suprafețelor parcărilor adiacente de drumului național, suprafețe care, de fapt, aparțin domeniului public al statului în administrarea drumurilor naționale, conform ordonanței 43/97. Și o să mă întrebați care e stadiul. Am discutat cu arhitectul Șepcăr în această dimineață. Avem trimisă documentația la Consiliul Științific. Așteptăm un răspuns. Acestea sunt greutăți reale și care aș vrea să fie cunoscute și de către locuitorii județului Neamț.